Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal la microfon Cristian Ivaneș. Aseară am urmărit pe CNN un interviu luat de Cristiana Mampur, reginei Iordaniei. Și interviul acesta, foarte nu pe placul doamnei Mampur, trebuie să observ, cu regina Rania al-Abdullah a Iordaniei, o femeie foarte educată și inteligentă, cu o engleză impecabilă, senzațională, și care a spus niște lucruri la care eu însumi reflectez de mult. Am să combin ce a spus regina Iordaniei, care regim în Iordania, sper că știți, nu e deloc unul islamist, și regele Abdullah este un om deschis la minte, un om cu o anume educație, un om și așa mai departe. Dar regina Rania a spus niște lucruri care trebuie un pic combinate cu scandalul care s-a iscat marți după o zicere a secretarului general al ONU, domnul Antonio Guterres. Și întâi vă spun ce a spus domnul Guterres. A spus așa, provocând un scandal monstruos în Israel și nu numai, a spus: atacurile Hamas nu au venit din senin. Și subliniind că este foarte îngrijorat de încălcările clare ale dreptului internațional umanitar pe care le vedem în Gaza. Citat închis, referindu-se, bineînțeles, la raidurile de bombardament zi și noapte ale Israelului în întreaga fâșie Gaza și la imaginile terifiante pe care le vezi cu civili, cu copii care n-au nicio treabă, n-au a face nici cu Hamas, nici cu vreo militanță de un oarecare fel. Până acum au murit 2000 de copii din 6000 de oameni, de civili în Gaza, de civili, dintre care 2000 de copii. Așa. 2000 de copii. Și spunea regina Iordaniei: dom'le, nimeni nu vorbește despre chestia asta în presa occidentală și în general în opinia publică. Sau se vorbește așa, cu o discrepanță foarte mare și cu o lipsă de echilibru, ceea ce arată un dublu standard. Adică, pe de o parte, și repet să nu fiu deloc prost înțeles aici, zicea și regina, pe bună dreptate condamnăm asasinatele acelea înfiorătoare, teroriste ale Hamas în sudul Israelului. Este complet inacceptabil să ucizi nevinovați, indiferent cine sunt acești nevinovați. Chestie care a provocat furia întregii lumi, 1000 și un pic de oameni în total, înfiorător. Și spune regina, chestia a provocat reacția presei, opiniei publice internaționale, I stand with Israel, tot ce vreți, pe bună dreptate, însă când e vorba de 2000 de copii palestinieni făcuți praf de aviația izraeliană, doar de 2000 de copii și în general de 6000 de civili excluzând acești copii. Despre chestia asta se vorbește foarte puțin și așa cu un fel de înțelegere. Dom'le, la război este ca la război, n-ai ce să faci, asta este. Și atunci, eu văzând acele imagini care pe mine mă înfioară și îmi dau niște sentimente greu de descris, mă gândesc așa, asta este o chestie incorrectă. Și despre asta a vorbit și fostul președinte Barack Obama acum vreo câteva zile, când a vorbit indirect, o să vă spun imediat despre ce a vorbit el, dar până una alta, eu consider că e o chestie incorrectă, pentru că viețile umane, viețile civililor nevinovați,
viețile copiilor sunt sau ar trebui să fie la fel de prețioase și când e vorba de vieți israeliene, și când e vorba de vieți arabe, și când e vorba de vieți românești, vieți bulgărești, maghiare, portugheze sau oriunde. Nu există viață israeliană sau viață palestiniană, sau românească, sau maghiară, sau italiană. Există viață umană. Punct. Viața umană e la fel de prețioasă sau ar trebui să fie. Ori, un răspuns, cum vedem acum în Gaza, cu făcut praf tot, nu contează, că evident că nu contează, asta se vede în ciuda declarațiilor armatei israeliene, că când scoți numai dintr-o dărâmătură 5 sau 6 copii morți, atunci, iertați-mă, dar nu pare că ar conta, așa cum nu contează nici pentru teroriștii Hamas viețile pe care ei le iau. Evident. Dar există acest dezechilibru despre care vorbea Regina în interviul dat doamna Yamampour la CNN și care spunea viețile unora apare în atitudinea comunității internaționale și a presei internaționale că sunt mai prețioase decât viețile altora. Și aici Regina avea perfectă dreptate. Perfectă dreptate. Așa pare din ce se întâmplă în teren. Cu toate că luatul vieților nevinovaților e la fel de condamnabil și de oribil, chit că e vorba de Hamas, chit că e vorba de oricine altcineva. Asta cred că l-a făcut și pe fostul președinte Barack Obama să aibă o declarație luni spunând că unele decizii ale Israelului, incluzând întreruperea de livrare de mâncare, de exemplu, spre Gaza, apă, electricitate, să înăsprească atitudinile palestinienilor pentru generații de aici încolo, zice președintele Obama, care nu poate fi, îi spun președinte pentru că odată președinte întotdeauna te vei adresa lui cu domnule președinte, și spune președintele Obama, strategii militari israelieni ignoră costurile umane ale acestui război, care ar putea să aibă un recul imediat. Și citez din domnul Obama, decizia guvernului israelian de a tăia mâncarea, apa și electricitatea unei populații captive din Gaza, captive din toate punctele de vedere, captive ale Hamas, captive ale situației, nu pot fugi nici în mare a lor, în Mediterana, nici în Egipt, că nu-i vor, nici în Israel, cu atât mai puțin, nu-i vrea nimeni. Imaginați-vă situație înfiorătoare, da? Bun, și deci decizia acestui guvern israelian, de extremă dreaptă, apropo, niciodată nu trebuie să uităm asta, de a tăia toate astea pentru cetățenii din Gaza, amenință nu doar să agraveze criza umanitară, dar ar putea să înăsprească atitudinea palestinienilor pentru generații și generații, să erodeze susținerea internațională pentru Israel, să facă jocul dușmanilor Israelului în cele din urmă și să mineze eforturile prezente și viitoare pe termen lung de a ajunge la pace și stabilitate în regiune. Citat închis. După părerea mea, Obama are perfectă dreptate. Vă spuneam într-o emisiune trecută, gândiți-vă la modul absolut concret și practic. Sunt acolo puțin peste jumătate din populație e formată din copii și adolescenți. Imaginați-vă, nici adulții n-au mari șanse. Șanse la ce? De lucrat în Israel nu mai pot, nu puteau decât cu mare greutate și înainte. În Egipt nici vorbă. Ce să facă? Astea toate vin dintr-un trecut, pentru că și domnul Gutierrez are dreptatea lui
când spune că toate astea nu s-au întâmplat într-un vacuum, așa brusc și din senin. I-a apucat pe ea ceva. Chit că i-a apucat terorismul, care este o nebunie oricum. Terorismul nu are justificare. Nu poți justifica prin nicio nedreptate reală sau percepută omorârea sau facerea de rău către niște nevinovați, asupra unor nevinovați. Asta nu are justificare, să ne înțelegem. Dar are o explicație, care nu-i tot una deloc cu justificarea. Explicația e una, justificarea este alta. Poți să explici niște lucruri. Și explicațiile vin din trecut, dintr-un trecut foarte îndepărtat. Și când acei oameni lipsiți de absolut orice șansă se radicalizează și tu, dacă îi omori familia din aer și faci praf, nu vedeți aici un bloc ăsta, în dreapta mea, în stânga dumneavoastră, e un bloc cu vreo 14 etaje pe malul mării. Dar îl faci praf. Tu cauți apă sau mâncare, te întorci, familia ta e dusă. Îți scoți copiii sfârtecați de sub dărâmături. Care e șansa ca acel bărbat tânăr, că toți sunt tineri, media de vârstă e foarte, foarte scăzută, cum vă spuneam, în Gaza. Care e șansa ca acel om să se radicalizeze și el și să-și propună să devină martir? Altă nebunie, alt concept dement. Dar real, existent acolo. Șansa este imensă. Și atunci ajungem exact la ce spune domnul Obama. Adică toată chestia asta, toată răzbunarea asta nediscriminată, otova, ceva de genul vinovați, nevinovați, nu ne interesează. Jap! Ai n-ai mingea, tragi la poartă. Asta e o chestie care nu-ți aduce ție beneficii, în primul rând, ceea ce spune și domnul Obama, până la urmă toată treaba asta va cânta în struna dușmanilor Israelului. Adică vei radicaliza, poți la un moment dat și prin acțiune din aer și prin viitoare acțiune terestră să elimini majoritatea covârșitoare a teroriștilor Hamas. Poți să-i vânezi unul câte unul, durează, nu știu, un an, doi. Îi faci praf pe aproape toți, chiar pe toți, toți, toți este improbabil să-i faci praf, pentru că deja sunt sigur că mulți au fugit, au tuneluri, poate ies și prin Egipt, prin Sinai, acolo sunt arde organizații islamiste. Nu-i poți face praf pe toți, dar poți face să dispară majoritatea, hai să spunem. Dar ideea nu o vei putea elimina, pentru că prin acțiunile tale creezi mai mulți din ăștia, pentru că ai un bazin de indivizi fără nicio șansă în viață, complet nemulțumiți, care percep o nedreptate flagrantă ce vine din trecut, percep o nedreptate flagrantă și care, deci, duce la extremism și la spirală în continuare. Eu cred că e bine de reflectat la toate chestiile astea și la ce spunea regina Iordaniei și la ce spunea domnul Obama. N-am răspunsuri definitive, dar am întrebări și cred că se justifică să reflectăm la ele. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal, îl recomandați și altora, mulțumesc că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele noastre de socializare și mai ales că sprijiniți canalul pentru a putea exista în continuare aici online prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului și Supers, toată explicația de desubtul imaginii. A fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și să auzim numai de bine.